Mai aveau puțin și se omorau pentru asta cu incompatibilitatea. S-au certat ani de zile pe la televizor și au aruncat culături în cap. Au fost primari declarați incompatibili de ani și și-au pierdut funcțiile. Iar acum ce credeți că se întâmplă, mă? Au venit și au zis așa: bă, da, ce-ar fi dacă am scoate noi chestia asta din lege cu incompatibilitatea, mă? Și toți au zis: bă, da, mă, bună idee, super! Și-au scos-o, mă, da! Problema incompatibilității aleșilor locali care fac parte și din conducerea societăților de utilități publice îi preocupă de multă vreme pe politicienii din toate partidele. O estimare neoficială ridică la peste 1200 numărul celor care se află în această situație și riscă să își piardă mandatele. Așa că modificările care îi salvează pe primari și pe președinții de consilii județene au fost acceptate practic fără opoziție. Nu, e ceva ce eu nu înțeleg când vine vorba de astfel de schimbări legislative. Mă, dacă s-a făcut legea asta, nu s-a făcut în virtutea unui principiu? Adică n-ați gândit așa, uite, cine omoară e condamnat pentru că nu poate nimeni să încalce dreptul la viața al altui om. Deci mă înțelegeți? Când ați spus, nu ai voie ca primar să faci parte și din consiliile de administrație ale regiilor, n-ați zis, mă, și de ce? Că acum, sincer, păreți niște idioți. E ca și cum ați făcut o lege tâmpită, ați aplicat-o până s-a lăsat cu sânge în societate, iar acum o scoateți spunând că... Bă, ce bine ar fi fost să n-o fi dat-o deloc. Sunteți imbecili, vorba lui Băsescu. Cine să reprezinte mai bine comunitatea dacă nu cei pe care comunitatea alege din 4 în 4 ani ca să o conducă? Regret un singur lucru, că retroactiv nu se aplică. Poate ar fi trebuit să ne gândim și la acest aspect, pentru că, așa cum vi s-a explicat, sunt foarte mulți. Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal se va vota prin abținere. Deci, genial, că altfel nu știu ce să spun. Ei, parlamentarii, se miră acum de absurdul acestei legi, de cât de ilogică și tâmpită e. Păi dacă e așa tâmpită, mă gândesc că niște tâmpiți au făcut-o, altfel nu se explică, nu? Doamne, cu ce am greșit noi, Doamne, de ne dai numai de ăștia?